Declar deschis în stare ședințe ordinare din data de 36-2017. Dau cuvântul secretarul comunei Sărata pentru a efectua prezența. Așa, deci din 11 consilieri sunt prezenți 9 consilieri. Lipsesc domnul Ieneșel, Andrei Dragoș și domnul Șenchea Gabriel, care a lucrat pentru prezență, nu? Da. Putem proceda. Dau cuvântul secretarul comunei Sărata pentru a supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 26-5-2017. Aveți obiecțiuni cu privire la procesul verbal din ședința anterioară? Da. Nu? Atunci vă supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Unanimitate. Vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Generală numărul 1 Sărata. Bine. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Sărata, județul Bacău. C. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației CUZ, construirea ansamblului de locuințe Ferdinand Comuna Sărata, județul Bacău. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru, împotrivă, abține? Bine. Unanimitate. Da. Doamna primară a dat ordinat, perită instrumentare ordine zic cu două proiecte de hotărâre. A. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. B. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 118.638 lei din excedentul anilor precedenți. Supun la vot suplimentarea ordine zic. Cine este pentru, împotriva, abține. Unanimitate, da? Se trece la prezentarea și supunerea la vot a proiectelor de pe ordinea de zi și suplimentarea ordinii de zi. Se prezintă proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice care își desfășoară activitatea la Școala Gimnazială numărul 1 Sărata. Dacă aveți discuție? S-a discutat în mediul comisiei de luna trecută. Împotrivă, abține? Supunem la vot. Cine este pentru? Da, deci bani mai au un buget pentru plata abonamentului la ceea ce cer acum decontare. Deci mai e pentru mai, iunie. Da. Exact. Da. Se supune la vot proiectul. Exact. Unanimitate, da? Da. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Sărata, județul Bacău. Discuții? Da, da, se modifică hotărârea anterioară cu terenul ăla de la școală, la care se va adăuga și un mod de carte funcțială în bunul public, în hotărârea de guvern. Carte de completare. Da, carte de completare. Se supune la vot. Unanimitate de vot pentru, da? Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației CUZ, construirea ansamblului de locuințe Xavilan, Comuna Sărata, județul Bacău. Discuții? Aici știți, vorba de terenul de la 85, care și-au făcut CUZ pe banii lor, practic, cum am văzut Da. Accepte situația. Acele clauze pe care le-am discutat în ședința pe comisii, să se intre în proiect, să nu mai ceară după, nu știu ce, asfaltare și utilități. Energie, apă, canal, tot. Dacă și-au asumat un risc, la emiterea autorizației de construcții să se treacă clauzele aprobării fuzului. Să fie trecut și un proces verbal pentru... Fii trecut în procesul verbal care se întâlnește și la emiterea autorizației se aduc la cunoștință scris. Se supune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate, da? Da. Deci, trebuie să-ți fac suplimentarea la urmă. Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Discuții? Este toată suma care a rămas în buget sau mai sunt? Nu, mai avem aproape 200.000.
Am vorbit cu o firmă de consultanță, trimis cereri de ofertă, să vedem, noi trebuie să ne încadrăm la 70.000 de euro. Pentru un bulbă, da. Deci noi am vrea ca să aibă și toate agregatele SCP pentru șanț, pentru culoare, da, da. Și s-a trimis acum ofertă, îi lucrează la proiect și sperăm ca anul ăsta să achiziționăm și bulbă. Dacă rămân la vădare și după situare de aia, cum la drumul de asta mai putem și mai chestiona în cazul în care vă dați seama că ar fi un mai pomenit, da? Vedem ce putem să luăm, să ne cadrăm o banii ăștia, 70.000 de euro. Dar trebuie modificat statul de organizare pentru un mecanic care să-l exploateze? Sau... Da, da, bine, aici e problema. Nu specialist care să fie și cu șofer și să lucreze, pentru că tot timpul este treabă, nu este tot timpul treabă pe el. Azi pe mașină, mâine pe punct, apoi mâine pe... Cel care îl avem, un cel de calificat, o să încercăm să lucreze și cu el. Să fie universal. Da, se poate și fi cu situații de urgență. Da, cred că se găsește și din chirie, da, pentru... Da, asta e chiar, vorba de angajatul care se face utilaj. Un bun care să... Un multicalificat, adică un instalator de bun. Și ai o apă să nu pezi. Suntem înregistrați că... Deci, unanimitate de multe da. 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 Până la urmă este un lucru pentru... Trecem la doilea proiect. Proiect de hotărâri privind aprobarea utilizării sumei de 118.638 lei, excedentul anului precedent. Sunt bani pentru autoturi. Și nouă, nouă mașină? Hai, chiar nu știi. Dar tu să știi dacă știi. Dar sincer, să-i facem o surpriză. Nu vreau să zic. Da. Deci am la ședința și de așa. Și cum să vreau să o udăm, bineînțeles, ca să se număm, nu? O udă stelică, da, uite. Da, face inaugurare. Asta e mai trebuie. Asta e mai trebuie, să mai uite și mașina la nuntă. Mașina primăriei la nuntă. Da, da. Și de ce-o pățit? Varga? Asta pe cea primară, da. De la Luizi. Romic. Da. Spuneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțin. Unanimitate de vot. Ești împotrivă, vei ridica la urmă. Da, ești împotrivă. A ridicat după ce te-a ridicat. Acum tu s-o obișnui să-mi prind mașina ca să pornească, normal că e împotrivă de una. Nu. În fiecare din care se trebuie să o prind. Da, are cine nu-i numărul nou. Nu are atâția la... Nu mă referiam la el, nu... Alte întrebări. Altă întrebare. Altă întrebare. Altă întrebare. Altă întrebare. Altă întrebare. Ai ceva pe suflet, da? Ai ceva pe suflet. Mi-e și rușești, mai zici. Presează mâna. Zile. E slază, o să mă posăm, în continuare, să terminăm. Da, când n-ai posătoare, ce nu te oferi? Nu, 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 Felic. Am spus, dar trecut, decât s-o lua fânul de acolo, să ia și n-am fără pretenții de bar. Dar să curiți o dezadă. O lua ce e bun, duce acasă. O lua și de osul bun. Și mai vrea să mai iei, dar nu ca pe inima tare. Extraordinar. Mai este mic. De ce voi? Am spus mine, trebuie fân. N-am pretenție, n-am nimic. Am luat un fir de fân eu de acolo? Dar n-am spus că... 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 Dar n-am spus că
îi spui la cetățenii respectivi care și-au luat fânul de acolo, băi, vă dăm fânul, dar ne construiți zadul. Pentru că asta este o valoare. Unii ținu animal, le-am scosă. Pentru că anul trecut acolo am cosit eu. Și i-am zis, băi, dar și unde drumele de al unii mai sunt schini? Aici e curată iar, dar am cosit și anul trecut și acum 2 ani și acum 3 ani. Poftim? Nu, aici. Asta a fost, nu a fost alungat. Nu mă știi. Nu mă știi. Nu mă știi. Nu a fost alungat. De ce te bagi în schini? Nu mă știi. Nu a fost alungat. Eu zic, măi, aici dacă știi că a fost cosit de mine, an de an, acum ai venit o mai repede și ai cosit. Ia, măi, iarba. Dar du-te și numele de al și cosește ce e mai rău. I-am spus treaba asta. Așa că matarea era rog, eu l-am alungat. Mi-a să mă sus. Ei, bine. Eu i-am super costic. Lasă-te la o margine cu costic. La o margine. Eu la duc de față aici să-i vezi că-i spun. Dar ce trebuie să fie același cuvânt? Costește-o și pe asta, dar costește-o și pe aia mai rea. Ia treabă dacă i-am zis treaba asta. Înainte de a începe lucrarea asta de costic, trebuia să vă adunați, să vă înțelegeți. Eu iau de ieși cu mine. Ei, de probleme și fiecare. Sunt imagine, dar ar vrea să-i o duci acasă, dacă se poate. Ei, da. Azi, eu n-am avut că ți dau lucerna, băi, iau, mă, nu mă păstești. Da, nu știu, nici eu n-am cuit ăla. Trecem la punctul număr 10. Am și-o venit ca pe colegul meu. Pe cineva am 500 de lucerna. Trecem la punctul număr 10. Că am mult ce ca sună ce ăsta. Da, 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 pus niște afișe de avertizare, spunea ce căuta copii, da. Tinerii, copii în cinta școlii. După... Și la toaletă, e vorba de școala de la Salata. Da, și are și o problemă cu stația de acolo de sus, dacă vreți să discutăm. Plus stația, când stația în fiecare seară, nu știu, discotecă sau ce e acolo. Noi le-am propus ca să dărâmăm acea stație de acolo, care e lângă fântână. Păi fântâna, în spatele fântânii își fac nevoile. Lasă acolo mizerii, hârtii. Am vorbit de micropajul, până la urmă. Dar cum numai asta? Și vorbim de scurătă și iar o scrie. Și nu stă nimeni, deci acolo nu stau oameni care nu stau oameni. Așteaptă micropajul. Nu stau deloc pentru că fac alții mizerii în oameni. Dar oameni sunt aceiași copii sau tine. Dar vin cu mașinile. De ce s-o dărău? Altă soluție. Nu are nicio utilitate. Este distanță. Este amplasată și rău. Ușor să strică. Nu, atunci mutăm fântâna de acolo. Atunci, da, e fântâna în spate. E fața fântânii și îmi spui chiar lângă fântână, spatele stației lângă fântână. Și acolo se fac nevoie. Nu se respectă. Ce să faci? Eu vă propun, dacă sunteți de acord, la, apă de acolo, la, nu e cine. La una din ședințele următoare, să vină șeful de post cu un raport de activitate. Oricum nu a dat niciun raport de activitate în ultima legislatură, nici în anii trecuți, a fost de vreo două ori. Să știm și noi când patrulează, ce atribuție are, cât de cât, dar ei... Nu o să ne prezinte, pentru că nu este... Dar e obligația lor. Dar nu este sub ordinea. Deci trebuie să există o interacțiune. Nu, este relație de colaborare, nu de subordonare. Trebuie să-l invităm în mod oficial, nu de subordonare, nu avem grade militare. Dar trebuie să vină să prezinte un raport de activitate. Dar eu este raportul de activitate șefilor ierarhici de la care... Și la solicitarea consiliului local... Asta o să-l invităm, dar nu... Stați în vreo inventarul comunei, cum am dat, fac și o demolantă, să... Demolantă, nu înțeleg în altă parte. Trebuie mutată de acolo. Amplasată, da, dar nu s-o desfințăm total. Nu fost amplasată greșit și atunci am zis că nu e bine să se facă acolo, totuși acolo. De amplasată tot în jurul meu. Și vecinii au spus-o la fel, de ce să faci stația acolo? Da, este că o faci cu gardul, că Da, și nu s-o acolo și stau oamenii. Deci tot timpul acolo stau, dacă mergeți oamenii nu stau în stație, pentru că noaptea, toată noaptea, seara și până la 2-3 noaptea,
vă spun eu, sunt acolo, băieți, fete, atunci îi propus faceți un acoperiș și asta spune, și dacă o puneți aici, dacă nu o mutăm mai la Vale, o mutăm și la Santa Maria. Vini cu mașina și muzică, dă drumul la muzică. Poliția a fost, păi nu, dar ca să vadă unde să la domnul. Eu am văzut poliția este, că am văzut că vin pe acolo, dar... Acolo e un loc unde se poate amenaja ceva frumos, este fântână, poți să pui niște flori, poți să... Dar așa, în cazul care este stația acolo, îi duc în spatele stației și-și fac niște stății fiziologice. Ce ai făcut atât? Va să facă spate, la un dinghiluț acolo, adică... Nu, lângă grajdul lui Simon, de acolo stai. Mai în jos. Unde grajdul lui Simon, în spate, este domeniul public, nu încurcă cu nimic, cu omul nu cred că este, n-are nimic împotrivă. Și la școli, eu vă spun că iarăși la școală acolo lângă mine nu e... Să arată cum treaba bună. Păi vin cu iatiocoațele și pus avertisment. Nu au ce greuta. Vin cu muzică cu amplificare, da, deci dau muzica la maxim, mie îmi spune frate-mi ce se întâmplă acolo. Și cu alcool, cu bere foarte mare, 2 litri. Trebuie să fie 2-3 băieți, dar nu mai mulți. Vai de mine, dar sunt mai noștri, deci vin foarte mult. E cam cartierul vechi în București. Vin cu mașini, vin și nu duc în poduri, că doar nu vin doar la niște prieteni care stau, că nu vin din capul lor în sărată, nu vin la sărată, vin la un fix. Vin la cineva. Nu vin la istorie, că vin și din dealul nou. Aici la Vale se coboare. Dar doamna primar știe, când fiecare seară trece pe acolo. Dar cum v-ați văzut problema, după ce se sparge acolo din stația... Ce se sparge? Să dea în cap sau nu? Nu, dar nu-i ies în ziua, nu mai am văzut colivieză. Și ori se duc la prieteni, ori se duc și umblă din casă în casă, că la trecânii, da, umblă pe porții oameni. Câți din Bacău, câți din alte localități, aici cea puțin doar în urmă. Dar acum este desfăță pe scena asta și în altă. Păi după ce se sparg acolo și stau de și termină și de consumă ce au, nu, vin covare prin sat. Și la trecânii toată noaptea. Intră prin porțile oamenilor. Avem o persoană care trebuie să o avertizăm. Cum? Avem o persoană de sat de la noi, care trebuie avertizată să nu umbe mieze noapte, să agite câini. Și la tine călătări? Bineînțeles, patrulează parcă ar fi patrulit de noapte. L-am întrebat într-o noapte. Vezi, ești patrulit de noapte? Dacă vreți cu bicicleta și cu patrulată. Nu are bicicleta. E o furată. Munteanu? E mai rău acum, că mergi cu frunze. Poate e un burac ăla din filmul ăla cu pelerina. Am zis că el e. În Rozena Narcisa e în ce... Nu, așa am ieșit, dar m-am uitat, m-am luat frază și bă, un film cu a 1, 2, ce ori fi? Dar nu creează de noapte, nu creează ce... Bă, ce care dimineață la 6 și 7 vine din ora. Nu vrea ajutor social și-a renunțat omul. Și-a făcut declarații că el nu vrea ajutor social. El este simpatic până un punct și când te trezești la două noaptea, nu prea. Când mă trezești la 5, că atunci trebuie să mă trezesc pe la servicii, bine. Nu mai spune ce asta, bine, bine. Discutăm aici ședință. Da. Cu ființarea unui post pasnic. Ar trebui eu. E poliție locală, nu pasnic. Poliție locală, nu pasnic. Poliție locală are autoritatea de a duce în care... Mai dai o amendă. Să liberești. Poate fi ceva. Ia uite aici, dacă e are o uniformă și se prezintă în fața primarii, e altceva. Bun, altă problemă vreau să discutăm pentru hramul comunii sau zilele comunii, mai bine zis, care este noi fiecare an, se ținea pe data de 15, chiar de Sfânta Mariei, când intram în Bisericii Ortodoxe la Mela de Amor. Acum am zis că să facem ori prima duminică, ori a doua duminică. După hram, pentru că anul ăsta pare să cade marță. Nu, nu se poate, că e post. Nu, mai poți, dar atât anul ăsta se poate cum a venit și în anul ăsta. Sunt în Marie, dar nu poți să faci la ei cu o săptămână. Nu, după o săptămână. Dar nu se poate, am zis. După 15. După 15. Deci următoarea, dacă ne uităm pe care... E post până la Sfânta Marie, după Sfânta Marie. Da, așa, ori înainte cu o săptămână, ori după. Ai numai măsără. După. După. O zis cu o săptămână sau cu două săptămâni după? August. După două săptămâni. Deci ar fi 15 ca de mața. Eu cred că deci trebuie schimbată ziua. Ziua când se va da, ziua comunică. Următoarea duminică după... Da, deci ori pe 20, ori pe 27 ar fi. Pe 20, ca să nu știu. Duminică sau sâmbătă, când vrei. Când vine, sâmbătă, Maria noastră. Marțea,
să facă miercuri, sâmbătă, nu știu. Pe 20, să vedem cum o să putem să găsim și cum noi fiecare an nu reușeam să aducem o scrâncă, să fie ceva, pentru că sunt foarte ocupați, atunci nu găsim. Atunci mai lăsăm mai... Mai de 27. E la trecere. E sfârșitul. Nu, la trecere. Deci ramul nostru care de când e satul, e 15 la 11. Ramul, dar bun, dar și ziua acum se rămâne aici de 2 săptămâni. E ramul bisericii, e ramul comun. E numai de anul nou. Noi facem marți, facem duminică, e corect. Mai bun este... Anul peste 2 săptămâni, că deja nu mai e ramul satul. Păi e ramul comun. Nu, dar sărbătorim ziua. Noi nu sărbătorim ramul satul. Noi acum, ok, sărbătorim comunii. Deci aici intră și cei ca comunii, știu, dar alfa, intră cu toți. E ziua comunii, nu e ramul comunii. Deci noi sărbătorim ziua comunii. Da, ideea este când este ramul satului. În toate comunii, numai puțin. Nu trebuie să avem și o activitate culturală. Adică, într-adevăr, dimineața te duci la biserică, dar după amiază. Că sunt musafiri, sunt musafiri. Dar în sat. Mai înainte spunea doamna Maria, pentru că ăștia, copiii, tineretul se duc după stații de autobus și așa, să creăm și noi o atmosferă de sărbătoare, nu? Da, nu, vreau să vă spun altceva. Asta este ideea, să creăm o, o zi de sărbătoare. Am încercat și anul trecut, dar... Mai vezi? Mai încercăm. Vezi nu știu, acum 2 ani am fost... Doamna, Nuța, problema este că noi sărbătorim ziua comunii, nu ramul comunii. Ziua comunii, prin hotărâre de Consiliul Local, consexată. Într-adevăr, chiar e la urmă, era ramul bisericii. Chiar am vrea să-i dar nu să ne depărtăm, adică dar nu, e două lucruri distincte, doamne. Deci sărbătorim ziua comunii și ziua comunii este și pentru catolici și pentru ortodoxi. Asta este. Deci nu putem face două zile. Dar e foarte bine pe două zile. Dar o să... Și după aia, doamna, să spună că locații în ziua comunii. Bine, asta e un termen de gândire, presupun eu, cum avem la mijloc luna iulie. Da, dar este puțin timp atunci, dar ne mai putem la două săptămâni. Ce faci? La prima vrea să aduc pe cineva, mă scriu ceva și trebuie să contactez acel... Când este, dacă este disponibil în 20. Asta este discuția de principiu și proiectul de hotărâre avem în urmă. Eu aș fi, dar posibil, știu, eu m-am gândit, acum vă zic la toți, aș fi vrut să facem o scenă în curtea școlii acolo. Și să rămână acolo, zic. Nu știu, să fie o scenă care să rămână tot timpul acolo, folosim, avem și căminul lângă, avem și căminul lângă. Din banii care au rămas, că a spus că aveți bani, puteți să faceți cu un schelet metalic, cu o preladă din aia care se trage și se strânge și nu este prins în lista achizițiilor publice. Nu sunt de acord, la început ți-am spus că nu sunt de acord. În primul rând, centrul comun este aici în Sărata și dacă ieși și aveți scenat, se face la mucenic. Și a terminat orice discuție. Deci aia este la comunii, s-a mâncherat. Să văd că la alții modernice de evenimente, când se face lumea de la nou, lumea din Sărata și trebuie să face aici. Deci în centru. Centrul comunii este locul de reședință. Și dacă tot se face în aer liber și nu știu ce, se poate face unde scenă cu Sărata. Exact, se poate face. Păi am menajat să fie. Acolo sunt primăria o să-l fiți niște bani. Dar invităm și noi soliți, o jucină să vină. Trebuie să schimbi unde, să duce la vecini, ne ducem. Când vor fi evenimente de genul ăsta, da. Hai să poate face un sport. Ai niște corturi din astea care și ne gândim și la... Dacă vei ziua o ploaie rapid, nu prea plăcat, îi transferăm în căminandii. Păi dacă sunt zilele comunii, trebuie făcute niște umbrele mari, niște... La scena asta este o problemă și logistică. Ai nevoie de toaletă, ai nevoie de locul unde să se schimbe invitații. Și ideea e foarte bună la școală, la Sărata, la Dealul Nou. Deci ai căminul, ai grădinița, ai sala aia unde poți să faci un protocol. Deci există condiții legate fără să faci cheltuieli. Acum, dacă se vrea altă locație, și era discuția doar de hram. Acum, pentru altă chestie, scena asta, ai o zi a recoltei, ai alte activități care vor veni, o să fie o scenă și acolo, și scenă la muncenic, ca noi începem, în funcție de evoluția... Deci nu se face schelat, un schelet metalic, așa, la Dealul Nou, să faci o chestie genem, până la urmă. Că deja altitudinea acolo unde a fost școala veche este deja înaltă acolo, că e pus beton, este fundație. Deja e unde ca locație. Asta nu înseamnă că un centru aici în Sărata, băi, dar nu se mai faci nimic în Dealul Nou.
Bun, așa lăsa de este vorba de zilele comune, doamnă. Și nu, nu trebuie să amestecăm zilele comune cu ramul comun. Ramul bisericii este și talpa. Ramul Sfântul Mihai. În talpa, în sărata, este... Păi, Mihai în talpa și în dealul nou la... Și sărata. Dacă aia face un mult Nu, deci faci mix. În septembrie, pot să iau și eu cuvântul o secundă, în septembrie 1462 este prima atestare documentară. Ne putem lega întâlna din duminicile din septembrie ca să ne legăm de ceva. Sărbătorim de această prima atestare documentară. De asta, corect. Discuția care ați deschis. Deci dacă o să faci numai la Cămin în dealul nou, o să faci separat. Mutați o dată la Cămin, o dată în mijlocul satului, o dată pe tavă, o dată pe... Eu așa văd lucrurile. Eu merg un zi... Și starea vremii, cum o să fie atunci. Da, și starea vremii. Deci... Eu am auzit discuția așa între... Nu, oamenii de așa e, că... Nu se duc numai la dealul nou. Evenimentul păi, mai important. Păi, dar vedeți că de asta și noi acum avem Căminul Cultural și în Talpa. Am fost și da, am avut curat de activități cu UNICEF-ul, așa, am făcut în Talpa. Au fost puține, pentru că au fost și sărbătoarea asta și mulți au fost plecați probabil la oraș, la Sfânciu, știu. Dar de acum așa va fi, facem o dată la dealul nou, facem în Talpa, da, să la dealul nou, facem la școală ce se mai poate face. Deocamdată. Deci la UNICEF ați văzut copii, ați văzut cineva? Au venit și părinți. Ați văzut afișul pe Facebook, au fost părinți, a fost foarte frumos. Au spus poezii, părinte? Da, cum sunt? Cânteci poezii, dar eu fost... Legat, adică diferă de tot ceva. Dar eu vreau să întreb pe domnul viceprimar, ce ai făcut cu... Da. Ai pregătit pentru câini, pentru astea, pentru anunțuri cu toți proprietarii de căsăciile legate? Nu ai pregătit. A fost pe Facebook. Ia de lei, poate. Nu le-ai cazat închiși. Deci eu vreau să legăm cu... Să știi, dar ești la ale domnului. Închiși în curte. Și cu curățenia. Uite, ce-ți facem cu ăștia care nu stau? Cum puteam să-i stai iar cu niște bărării pe drumurile astea de sperii ceva din văzutul? Șerpi, hâni și toate... Matalica și consilier te duce acasă. Ia, Gheorghe! Bărăule, am curățat la poartă! Dragoște aici! Eu ne spun să știi! Ia, Gheorghe, ia, tai și matalica cu bărările! De vin al lui Matei, nu știu cum să stai aici! Dar Matei nu făcut acolo! Dar nu-i mai tăi! Dar nu-i mai tăi! În continuare. Îi mai zici, când ești cădesc în tână și are până de lungă. Și acolo o să mândru. Să ții de partea frumoasă de cumpărător. Cum putem să... E drum județean. Drum județean. Și în afară de fapt că e drum județean și administrativul lui Zidu. Bala scapă, făcă și apărțit de noi. Că ce-a făcut? 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 Că ce-a Nu vine ca să știm cum mai... Așa, ședințele care... Să știi că mai plecăm prin excursii, prin asta, mă... Ar trebui multe, dar... Deci, unii am fost, da? Să cooperez, de exemplu, cu lui Izi. Ne-am dus noi, am făcut curățenii cu la urmă, dar până la urmă ieșesc fidare la adresa noastră, te crede de fraie, știi? Ca să facem tot la fel, o comisie și cu la așa. Școala lui domnul principal la noi. Terică? E al nostru, dar e administrativul lor și proprietarul. Dacă mă duc eu să Dacă vine vorba de parte să facă și tu. Dacă vor să facă, poate să o facă. Să administrativul meu. Și căutat-o acolo? Erică. Poate dacă vrea. Ai autogredor în comun. Cum putem face dacă nu luai patru în particular? Să duci o dată cu gredorul pe Bahne pe aici? Păi drumurile agricole și proprietarii din terenul agricole. Păi da, am putea face. Dar drumul ăla la mine acolo e jale, mă, e nilorocit. Păi drumul se țeană, nu? Hai, Am putea face. Două lucruri de... Păi, sigur, poate, bani, drumul lung și...
în stabilire, dacă autogrederul alege drumul la liberul, trebuie să plătească cei patru, dacă nu, din banii comuni, ca să știm. Să dăm un consiliu, să poate, știi foarte clar. Nu, de așa cum se iese dacă îi convine. Adică eu particip. În bugetul propriu nu poți să duci drumul de țară, de turnare de fonduri. Drumurile agricole, proprietarii de terenuri să-și facă drumurile agricole. E logic. Dar asta de ce să nu vedem că aceste drumuri agricole, eu am născut și am crescut aici, erau drumuri, treceau două remorci. Acum s-au îngustat de Beatrice un tractor. Nu e logic, pentru că cine? Cei care lucrează terenul, dar nu mai lăsat drumul divină. Asta e seama. Unii era asta. Mai era pentru cei la bar, nu era. Ai văzut că s-au îngustat drumul. Eu aduc în capăt în bucăți, mă merg să mă arăt ce lățemi am acolo lăsat. Deci eu vă arăt în capăt bucăților mele. Pentru jumătate de metru, am o reclamație de mai ales la suprafață, nu știu cât contează. Nu noi stricăm acum, că ne băgăm cu drajei noastre mari, și ca să tehnică. Și noi stricăm la noi. Noi ne stricăm nouă. Dar nu este normal, domnule, dar să vedeți. Și vin și eu care am dincolo. Și aici e numai șanț și tranșee și nu lucrează numai dumneavoastră. Nu lucrează numai dumneavoastră. Aici e terenul de-a tuturor. De-a tuturor. Eu am spus că asta am zis și eu. Și facem pauzea. E vorbim să eu la un moment dat. Să drumul de principală. Să drumul de principală. Puțin 5 metri. În turmul de principală. Ca să înceapă două tranșe. De ce nu iese lasă la valiile? Dacă nu e nivelat, nu e lasă. Nu este drumul destul de lat acum pe care l-am făcut. Ce șanțele le fac, mă duc eu că nu le-am făcut. Eu fac unii frumuse de iarnă cu căruța lui, cu mea și pe moale și pe tate. Căruța-i divertit. Ai zis, mai întâlnă ce am, mi-e să eu? Eu de la ce știți că au pe moale pe câmp? Asta e. Domnul președinte, deci am o reclamație din partea sus sănător. Este acolo, da. Cel care păsește pe un sat, păsește în aleator sau păsește la un cap alaltu pe terenul primării? Pe terenul primării. Da? Și de la piscină, la deal până la locat și nu poți să știi nimeni? Terenul primării? De la piscină? Da, de la piscină, deci în zona piscinei, nu pe iertată. De aici, cât ține piscina? Piscina lui Marcel. Piscina lui Marcel să-și facă curățenie. El parchează mașini de acolo, el... Eu mă duc să fac curățenie și să fac parcarea aia acolo. Nu vedeți nicio parcare la culoare, la locat și la ăștia de ce? Dar nu la locat și la locat. Nu și oamenii, nu am putut să spun așa de bine, care-i în direcția lui, să poți să le spui, care-i în direcția lui, să-ți facă curățenie. Și așa este așa. Dar marge așa, dar eu fusesc și ăsta și bolnav, deci nu pot să folosesc. Nu, dar a dat urât că a posit într-un punct, după aia a luat coasă în spinare, s-a Valerii, că de la mine la deal posește fiecare în dreptul lui și este. Deci nu pasește salariatul pe care aici. Sunt discuții între cetățenii noștri. Da, dar se vadă că la noi posește fiecare și posește. Unul posește la oameni în poartă. Eu așa spun că vă spăsește. Marcel, știi, vorbim că Marcel a făcut reclamația asta. Către voi. Voi. Către voi. De ce vreau dat să voi? Ce vreau să zici către voi? Ce nu suntem tot confundați? Sunt case locuite, părăsite. Nu am făcut o părăsită. Nu am făcut o părăsită. Mai sunt datul Ion. A făcut foarte bine. Bine, dar a posit. Dar în fața mea a posit. Nu am făcut o părăsită. Dar nu trebuie să fie. Dar nu trebuie să fie. La mine, unii înțeleg utilaje, nu au venit Marcel să fac curățenie, că nu au fost viceprimar. Dar nu e vorba de asta. Nu mai sunt creat o precedent. În fața porții unul cosește, față-le și la celălalt. Dar pui eu cosit basele în fața porții. De la locași la deal, plecă așa cosit. De la locași la deal, pe partea dreaptă. Pe partea dreaptă s-a dus la deal. Cum vine și-a lui Jigă, vine și-a lui ăsta, nu cosește la nimic. Asta dacă cosește la cineva, să are numele ca. De ce sunt drumul și canal? Drumul și canal. Față-le dreaptă cum e vreo. Deci, porțiunea dintre drum și canal, așa. Așa, pe partea dreaptă. S-o păsit din cap în cap. Da. Nu s-a păsit. S-o păsit din cap în cap. La nu acordă nici mai nimic. La lucrați la deal. Din cap în cap. Deci eu eram atat acum a venit Marcel și mi-a rugat. Uite, acolo e păsit, aici până la lucrați nu e păsit. Și așa era. Păi de la lucrați la deal s-o luat păsit. Ce lățime ai? Dar eu, de exemplu, la mine acolo, nu fac curățenie. Și pe stânga, și pe dreapta, și pe canalul dealul nou. N-am făcut curățenie nouă. Am adus pe cineva. Doar și o femeie acolo. Eu singur am luat pătătoarea. Poate și-am cosit eu cu mâna mea. Hai că mai cosit și picioare.
acum spui că a fost hai picior. Nu, drumul aproape că ei sunt întrețând și sunt sursați. Nu, piciorul nu când posești. Dacă aveam un rodilaș care îi posește și poate să-l facă mai mult, făceam. El nu zice, dă bără. Eu n-am făcut cosetorul, ne-am dus, am luat alta nouă, că nu făceam. M-am văzut dacă s-a întâmplat așa, dar așa mai răspunsă, nu spate-o. Nu e adevărat. Deci fiecare om trebuie să-și cosească în dreptul proprietății lui, să-și facă curățenii în canal în dreptul proprietății lui, scoată balastul de acolo, să scoată mizerii de acolo. Ce să mai zic de la mine, dacă mașinile sunt mai mizerii? Să-și facă șanță, să-și facă tot. Nu, unii mai iese câte un bătrân sau știu, nu poate să-și facă. O mai da, dar în rest să-și facă curățenii în dreptul porților. Primăria să facă curățenii la poartă. Nu-i corect. Lasă, nu. Dacă vreau, aș avea o armată de oameni și să-i pun să cosească, dar aș poți să-mi fac coadă. Dar cu cine să faci? Că nu ai cu ce să faci? Domnul ăsta are 200 și ceva glicemie, are probleme cu 20 locăsă cu tensiune. Deci nu pot. Dimineața acum s-a dus la casa parochială să ajută și părintele cu asta situația. Că se duce dimineața după amiază. Nu să-l ții, și unul singur. Dar fiecare om în dreptul porții și în dreptul lui să-l facă. Să facă curățenie, normal. Am făcut partea... Vinul ăștia care sunt 460, dai păsădare în spate, tu am tot zic asta. Nu ai ce să nu bazezi. Nu am oameni, la 460... Să-l pui piciumerea? Iorela lui Șenchea, că doar ei știți care sunt. Celălalt, Stelică, Stările... Nu am venit la pipi, asta e bine, la bas. Nu, 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 nu,